Începând din această dimineață, de la ora 9 și până miercuri dimineață, la ora 6, specialiștii ANM informează că vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie și pe arii restrânse grindină. Astfel de fenomene se vor semnala la început cu precădere în vest, nord-vest și în zonele montane, apoi local și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. 9 persoane au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Motru, Gorj. S-a întâmplat după ce un șofer de 37 de ani din Târgu Jiu nu ar fi adaptat viteza la condițiile de trafic, iar într-o curbă periculoasă a intrat pe contrasens. Mașina condusă de șoferul din Târgu Jiu a intrat în plin într-un autovehicul la volanul căruia se afla un bărbat de 38 de ani din Motru. De asemenea, alt șofer nu a observat accidentul și a intrat și el cu mașina în cele două autoturisme, respectiv un Renault și un Volkswagen. În urma impactului dintre cele trei mașini, 9 persoane, între care și 3 copii, au fost rănite. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe și un echipaj de descarcerare. 8 dintre cei 9 răniți au necesitat transportul la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Victimele sunt sub observație medicală. Situație fără precedent la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina, care nu mai poate transfera în capitală pacienții cu arsuri grave. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă, problemele au apărut după neregulile și condițiile improprii descoperite la Spitalul de Arși din București, unitate ce prelua Mari Arși din Olt. În ultima lună, 4-5 oltenci au suferit arsuri grave, ar fi avut nevoie să fie transferați. Însă reprezentanții Spitalului Slătinean s-au lovit de refuzul celorlalte unități spitalicești de rang superior. Pusă în fața acestei situații, conducerea Spitalului Slătinean a solicitat lămuriri la Ministerul Sănătății. Noi am făcut o solicitare la Ministerul Sănătății să ni se spună cum să procedăm, unde să trimitem pacienții. Nu am putut obține transferul nici la Spitalul Floreasca din București. Pe unii i-am tratat aici, însă 2 pacienți au decedat. Pe cel din urmă l-am transferat la Craiova, unde a și decedat. Noi am cerut Ministerului Sănătății să ne precizeze dacă, în condițiile în care pacienții nu mai sunt preluați de alte spitale, îi putem îngriji aici. Să ni se spună practic dacă ce avem noi în spitalul nostru ne permite să îngrijim astfel de cazuri. Nu am primit niciun răspuns, a spus pentru Gazeta Nouă Cătălin Pătru, director medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Protocolul impune ca pacienții cu arsuri de gradele 3 și 4 să fie transferați în clinici de rang superior și asta pentru că unitatea Spitalului Slătinean destinată celor cu arsuri grave nu poate asigura îngrijirea corespunzătoare a acestor pacienți. Cu această situație se confruntă și alte unități medicale din țară. Transalpina Fest a făcut să răsune munții Părâng timp de 3 zile în Rânca. Voia bună, distracția, drumețiile montane, competițiile de mountain bike și spectacolele de muzică populară și rock au fost ingredientele celei de-a treia ediție a evenimentului. Punctul culminant a fost concertul rock de sâmbătă seara, unde capete de afiș au fost Trooper și Cargo. Mii de spectatori au venit în fața scenei amenajate lângă Muzeul Civilizației Montane din Rânca și au cântat alături de trupele lor preferate. Spectacolul s-a întins până târziu noapte și s-a încheiat cu un uriaș foc de tabără. Membrii celor două trupe au fost la prima experiență de acest gen și au împărtășit bucuria celor veniți să se distreze la cota 1650. Ieri s-au desfășurat concursurile de autocross buggy și festivalul de folclor pastoral Transalpina, eveniment ce a reunit formații folclorice din Novaci, Baia de Fier, Polovraj, Crasna, Runcu și Hunedoara. Pe parcursul celor 3 zile, turiștii au putut vizita Târgul Meșterilor Populari și produselor tradiționale din Gorj, Vâlcea, Argeș și Dolj, organizat pe platoul din fața Muzeului Civilizației Montane, la intrarea în Rânca dinspre Novaci. Copiii, dar și adulții, s-au putut distra cu face painting, mimi, tir cu arcul și airsoft. Vin ploile, iar temperaturile scad în următoarea perioadă în Oltenia. La noapte se vor înregistra 16 grade Celsius la Craiova, 17 la Calafat și 18 la Drobeta, Turnu Severin.
Mâine vor fi furtuni în cea mai mare parte a regiunii. Mercurul din termometre va indica 27 de grade Celsius la Calafat, 28 la Craiova și 29 la Corabia.